Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, alături de consilierii PSD, Sergiu Cicu și Constantin Ivan, au susținut o conferință de presă la sediul filialei din Câmpulung. Cu acest prilej, Marius Nicolaescu a făcut referire la situația Bulevardului Pardon în privința tăilor de care s-a făcut atâta tam-tam. Nu trebuia să vină aparate, scanere ca să-i scaneze, mă așteptam o lună și vedeam dacă înfrunzesc sau nu și vedeam dacă tăii sunt sănătoși sau nu. Lucrul acesta putea să-l spună orice inginer, pădurar, tehnician silvic și cei care lucrează în pomicultură puteau să spună chiar. Avem o mulțime de specialiști în Mușcel, în Câmpul Lung și așa mai departe. În aceeași ordine de idei, consilierul local Sergiu Cicu a fost de părere că ar trebui să fie consultată populația municipiului înainte de a se decide dacă circulația rutieră va fi sau nu interzisă pe Bulevardul Pardon. Repet, în întâlnirile pe care le-am avut cu foarte mulți cetățeni, aceștia s-au devenit nemulțumiți de aspectul cu privire la închiderea lui și folosirea doar pentru spațiu pietonal. Argumentele sunt unele mai mult decât evidente și anume circulația pe arterele adiacente, mă refer la Brâncoveanu, la partea cealaltă, la Casa Armatii, pe unde este foarte mult îngreunată, mai ales la orele de vârf, orele de dimineață, când merg copiii la școală între ora 7 și 9, este un trafic îngrozitor. Consilierul local Constantin Ivan a precizat în cadrul conferinței de presă problemele cu care se confruntă câmpulungenii. Printre acestea se numără aglomerația de pe străzile din centrul orașului, cablurile care nu au fost ridicate și atârnă pe stâlpii de curent și, nu în ultimul rând, lipsa de civilizație a oamenilor care degradează spațiile verzi. Din proiectul mare al bulevardului s-a scos zona a munte de Biserica Sfântul Nicolae până aproape de Casa Pensionarilor, de Policlinică, partea dreaptă în sensul de urcare, zonă care ar trebui să fie reamenajată sau adusă într-o fază în care plimbarea să fie agreabilă. Mă refer aici la platforma unde a fost florăria și care de acum 2 ani de zile de când s-a demolat stația și clădirea, a rămas fundația într-o stare de disconfort. Conducerea județeană a PSD și consilierii locale ai filialei din Câmpul Lung nu susțin închiderea lucrărilor la Bulevardul Pardon, ci sunt de părere că trebuie să se găsească o soluție ca acest obiectiv să fie dus la capăt.